Aceasta e o alarmă de la Nest, e pentru fum și carbomonoxid, da? Sunt două variante, una la curent și una pe baterie. Noi acum o aveam pe cea pe baterie. E foarte simplă și foarte de ajutor. Deci în cazul în care simte fum, carbomonoxid sună zi noapte, apare pe telefon. Și nu în ultimul rând, merge cu celelalte aplicații de la Google și cu termostatul la Nest. Deci în cutie avem cărțile, cum să downloadați aplicația, luminile care apar, avertisment, pericol, după cum vedeți aici, când începi, când e safe, dark, când e galben, anunță că se întâmplă ceva, iar când e roșu, începe și vorbește, îți spune ce se întâmplă, dacă e foc. Așa, alarma în sine, mai am aici niște cărți, cum să o folosești, cum să o instalezi, da? Și culorile de nou. Bun. Trecem pe asta, alarma în sine. După cum vedeți aici, asta e partea de spate, care se prinde în șuruburi. Șuruburile le avem aici. Așa, am pus-o bine cei de la Nest. Așa, acum să vă arăt bateriile, da? Ce are bateriile aici. O să vă trimit un mesaj pe telefon în momentul în care sunt slăbite. O să vă anunțe în momentul când intrați în casă, dacă sunt slăbite. Hi, ready. Press to test. Acum, dacă ca să o testăm. This is only a test. Apăsăm pe ea. The alarm will sound. It's going to be loud. The test starts in 5 seconds. Press to cancel. Testing smoke. Testing carbon monoxide. Deci se aude foarte tare. Așa o să sune. The test is finished. Everything looks fine. Acum adăugăm produsul de la Nest. Ca să facem această treabă, are un cod pe spate. Îl scanăm. După ce l-am scanat, aplicația îl va găsi. Da? În momentul acesta, normal, trebuie să scoatem acest plastic de la baterie, deci noi deja l-am scos, doar apăsăm o dată. In the kitchen. Press to test. Dacă vrem să-l testăm, dar nu vrem să-l testăm, l-am testat mai devreme, o să-l punem în bucătărie, noi. Acum, ce o să întâmple? O să caute rețeaua din casă pentru a se conecta. O să apară toate rețelele care sunt împrejurimi. Va trebui să setați rețeaua dumneavoastră. Va fi în căutare pentru câteva secunde, minute, depinde când a fost ultima dată updatată aplicația de la Nest, inclusiv cea din alarmă sau orice produs Nest aveți dumneavoastră. La noi am găsit, o să alegem rețeaua, după ce o să punem parola, o să reluăm video. Am introdus parola. În momentul când va fi conectat, va fi verde. Connected. Deci în acest moment e conectat telefonul, încă
mai face updating-urile necesare. Bun. Acum, dacă aveți altă alarmă sau adăugați sau alt produs Nest, puteți să-l adăugați. Noi nu avem momentan. O să facem un alt video pentru Nest mai târziu. Următoarea. Foarte, foarte interesant. În noaptea, dacă aveți nevoie de, să vă asiste, să aprinde lumina. Deci, în momentul în care are senzor, dacă e întuneric, puteți opta să aveți lumină de la Nest. Exact aici, în cercul ăsta rotund. Deci, unde e cercul ăsta rotund? Da. Next. Următoarea. Testul pentru sunet. Vă spune unde să-l instalați. Aveți și pe manuale exact unde să le puneți. Dacă se întâmplă ceva, vă va anunța în camera în care este alarma. Așa arată pe telefon Nest Protect. Plus, dacă aveți nevoie de celelalte, în bucătărie, da? Dacă vrei să check up, trebuie să fii foarte aproape. Noi nu o să-l mai testăm o dată. Acesta este alarma pentru fum și carbomonoxid. O probă pe timp de noapte la alarma de la Nest. Vedeți, când simte mișcarea, s-aprinde.